Primul proiect Comenius multilateral din Colegiul Tehnic de Comunicații MV Carpen-Bacău a fost lansat oficial în prezența mai multor invitați de seamă. Este vorba despre un proiect cu finanțare europeană care are ca principal obiectiv promovarea unei culturi a îmbătrânirii active pentru o evoluție armonioasă în plan psihosocioprofesional și spiritual, stimularea și promovarea învățării între generații, dar și a cooperării europene prin parteneriate între școli. Proiectul multilateral Comenius se cheamă The Fairy Tale of the European Golden Future, adică povestea de aur a viitorului Europei, și vine în întâmpinarea nevoilor Comisiei Europene de a implementa conceptul de îmbătrânire activă, și de aceea proiectul se axează pe acest aspect, el fiind o provocare, tocmai prin faptul că, în general, proiectele Comenius multilaterale se adresează elevilor și de aceea am vrut să reunim două generații, generația seniorilor și a elevilor noștri, prin acest proiect și, de asemenea, alături de 9 parteneri europeni, pentru că proiectul este, așa cum am spus, parteneria școlar Comenius cu 24.000 de euro, finanțat de Agenția Națională. Proiectul este structurat în 6 subproiecte, fiecare din ele axându-se pe o valoare fundamentală a etapei de vârstă pe care o abordează. Rezultatele obținute vor constitui capitolele unui jurnal imaginar. Dezvoltă empatia elevilor în sensul că ei fac un salt temporal din anul 2012 în anul 2062 și acolo se întâlnesc cu propria persoană, cu bătrânul din 2062. Acest bătrân cu o experiență europeană și de viață extraordinară deschide un jurnal imaginar și îi spune cum ar trebui să-și trăiască viața trecând prin toate etapele, de la adolescență, tinerețe, maturitate și bătrânețe, aceste capitole fiind de fapt pretextul pentru activitățile pe care le facem împreună în cadrul proiectului. Aș dori să menționez, așa cum am spus, dacă în general proiectele Comenius se adresează numai elevilor, aici avem dublu beneficiari, și anume elevii noștri, și de asemenea suntem mândri să avem alături de noi pe Club 60, seniorii de la Club 60, unde ne vor fi parteneri de nădejde în realizarea acestor activități în cadrul proiectului. Limba de comunicare în cadrul proiectului este engleza. Se va lucra cu elevi și profesori din Turcia, Letonia, Slovenia, Portugalia, Lituania, Italia, Polonia, Bulgaria și Grecia. Beneficiarii direcți sunt elevi și profesori din școlile europene implicate, iar cei indirecți, părinții elevilor participanți în proiectul european, dar și persoanele vârstnice din comunitățile școlilor partenere.